Fotbaliști de legendă, jucători care au adus fericire în tribune și în casele oamenilor în perioade dificile trăite de poporul român. Fotbaliști care au reușit performanțe extraordinare mai întâi în competițiile interne și mai apoi pe plan european, fie la nivel de club, fie alături de națională, în cadrul unor turnee finale, mondiale și europene. În continuare facem o trecere în revista topului 10 al celor mai buni marcatori din Liga 1. Vom avea și două mențiuni ale unor fotbaliști care, deși nu au prins acest top 10, au punctat serios în imaginea cluburilor pentru care au evoluat, reușind să-și facă loc pe panoplia starurilor all-time ale sportului rege din România. Locul 10. Titus Ozon, 278 de meciuri, 157 de goluri. Născut în cartierul din București care îi poartă numele, Titus Ozon și-a legat cariera de 4 echipe din capitală. A debutat la Unirea Tricolor, pentru ca mai apoi pentru 5 sezoane să joace pentru Dinamo București. O stagiune la Brașov, unde am fost împrumutat din motive disciplinare. Între 1955 și 1958 joacă pentru Progresul București, iar cariera și-o încheie în 1964 la Rapid. În total, pentru cele 5 formații, Ozon a marcat doar în Liga 1 157 de goluri în 278 de partide. Nas, așa cum era poreclit atacantul de doar 1,70 m și 65 de kg, s-a stins din viață în 1996 la vârsta de 69 de ani. Locul 9. Mihai Adam, 353 de meciuri, 160 de goluri. Un nume cu care sunt extrem de bine familiarizați microbiștii din Cluj. Aceasta pentru că Mihai Adam și-a legat aproape întreaga carieră de cele două formații ale orașului, mai întâi Universitatea, iar mai apoi CFR Cluj. Pentru prima dintre acestea a obținut și două titluri de golgheter ale campionatului, în 1965 și 1968. Despre vârful născut în 1940 la Câmpia Turzii, jurnalistul Ovidiu Blag a spus: a evoluat pentru U și CFR, dar ar fi putut juca probabil la orice echipă din lume, atât de multe calități avea. Mihai Adam a decedat în 2015, la vârsta de 75 de ani la Cluj, în orașul pentru care a scris istorie. Locul 8. Victor Pițurcă, 281 de meciuri, 166 de goluri. S-a născut pe 8 mai 1956 în comuna Orodel din județul Dolj. Perioada de juniorat a petrecut-o la Universitatea Craiova între 1970 și 1974. Abilitățile tehnice și determinarea arătate pe teren l-au adus în lotul de seniori al universității încă din anul 1975. Pițurcă și-a trecut în palmares Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, dar și Supercupa Europei adjudecată după victoria cu Dinamo Kiev din anul 1987. După cariera de fotbalist, Pițile a antrenat pe Steaua, Universitatea Craiova, dar și selecționatele de juniori și seniori ale României. Locul 7. Mircea Sandu, 407 meciuri, 167 de goluri. S-a născut pe 22 octombrie 1952 în București. O carieră fotbalistică de 17 ani, din care 15 au fost în tricoul sportului studențesc, plus alte 16 jocuri și 5 reușite pentru Naționala României. Apoi, a condus Federația Română de Fotbal din 1990 și până în 2014, perioadă în care prima reprezentativă a bifat cele mai importante performanțe din istorie. Din 2007, este membru cu drepturi depline în comitetul executiv al UEFA. Locul 6. Florea Dumitrache, 358 de meciuri, 170 de goluri. Florea Dumitrache s-a născut pe 22 mai 1948 la București. Cel poreclit mopsul a început fotbalul la Rapid București în 1961. Cu toate acestea, a fost jucător emblematic pentru Dinamo, acolo unde a petrecut cea mai mare parte a carierei, între 1964 și 1976, club în cadrul căreia a realizat marile performanțe ale activității sale de jucător. Atacant de mare valoare, Dumitrache a făcut parte din lotul echipei naționale de fotbal a României, prezentă la Mondialul din Mexic din 1970, numărându-se printre componenții săi de bază. Pentru echipa națională a jucat de 31 de ori, marcând 15 goluri. Locul 5. Ion Oblemenco, 272 de meciuri, 170 de goluri. Ion Oblemenco rămâne o legendă pentru suflarea alb-albastră din Oltenia. Născut pe 13 mai 1945 la Corabia, legenda Craiovei a mai activat la FCM Galați, respectiv Rapid București. Oblemenco a fost recunoscut pentru golurile sale prolifice și explozive, iar fotbalul craiovean și-a atins apogeul în vremea când acesta activa la echipă. Regretata legendă a trecut în neființă în anul 1996, la doar 51 de ani, iar în memoria sa, stadionul local din Craiova a fost denumit Ion Oblemenco. Locul 4. Marin Radu,
384 de meciuri, 190 de goluri. Născut pe 15 martie 1956, Marin Radu a fost unul dintre cei mai iubiți vulturi din istoria clubului piteștean. După aproape un deceniu, tricoul alb-violet, în care a strâns 260 de prezențe și a marcat 148 de goluri, Radu a schimbat vestiarele, evoluând pentru Oltul și Steaua București, având în tricoul roșu-albastru 44 de prezențe și 11 goluri marcate. Tot alături de Steaua, Radu II, cum mai este cunoscut, a primit medalia de câștigător al Cupei Campionilor din 1986. Locul 3. Rodion Cămătaru, 377 de meciuri, 198 de goluri. Născut la Strehaia pe 22 iunie 1958, Rodion Cămătaru avea să devină unul dintre jucătorii emblematici ai Craiovei. În cele 12 sezoane petrecute în bănie, Rodion și-a trecut numele pe lista marcatorilor de 122 de ori. După perioada fabuloasă din Craiova, Rodion a fost transferat de Dinamo și a devenit golgheterul din divizia A în anul 1987. Pe lângă performanțele de la echipele de club, Cămătaru se mândrește cu trofeul Gheata de Aur a Europei, dobândită în anul 1987 pentru cele 44 de goluri înscrise pentru Dinamo în doar 33 de meciuri. Trofeul i-a fost retras, însă performanța lui Cămătaru a rămas în sufletul familiei roșalbe. Locul 2. Ionel Dănciulescu, 515 meciuri, 214 goluri. Cu 515 prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc, Danciu Gor rămâne și lider detașat în topul all-time al prezențelor în prima ligă. În această ierarhie, Danciu Gor este urmat de Costică Ștefănescu, 490 de jocuri, Florea Ispir, 485 de jocuri, Laszlo Bölöni, 484 de jocuri și Costel Câmpeanu, 470 de jocuri, toți aceștia retrași din activitate. Ionel a marcat de 214 ori doar în competiția internă, unde s-a făcut remarcat și prin faptul că a fost unul dintre puținii jucători care au făcut istorie atât pentru Steaua, cât și pentru Dinamo, cele două mari rivale bucureștene. Locul 1. Dudu Georgescu, 370 de meciuri, 252 de goluri. Cu o carieră începută la Progresul, Dudu Georgescu și-a făcut cartea de vizită la Dinamo. În deceniul petrecut între 1973 și 1983 în groapă, Dudu și-a pus definitiv amprenta asupra istoriei albroșilor. Cu Dinamo, Dudu a câștigat 4 campionate, 1975, 77, 82 și 83, și o cupă în 1982, fiind de 4 ori consecutiv golgheter al României între 1975 și 1978. De evidențiat ar fi că Dudu Georgescu a disputat 370 de meciuri din divizia A, marcând 252 de goluri, record neegalat până în prezent, el păstrându-și și acum titlul de cel mai bun marcator din istoria diviziei A. Mențiunea 1. Claudiu Niculescu, 326 de meciuri, 156 de goluri. Claudiu Niculescu este ghinionistul topului nostru, ratând top 10 din cauza unui singur gol. Acesta este născut pe 22 iunie 1976 la Slatina, de-a lungul carierei evoluând cel mai mult pentru marea rivală a oltenilor, Dinamo București. Cel poreclit Clau Gol a fost probabil cel mai bun executant de lovituri libere din ultimii 30 de ani în campionatul românesc. În sezonul 2006-2007 a devenit golgheterul Ligii 1, marcând 18 goluri, din care 4 împotriva rivalilor de la Rapid. În cupele europene, Claudiu Niculescu a înscris 18 goluri pentru Dinamo, reușind astfel să depășească pe legendarul Dudu Georgescu în clasamentul celor mai buni marcatori al lui Dinamo în competițiile continentale. Mențiunea 2. Ștefan Dobai, 153 de meciuri, 127 de goluri. Ștefan Dobai a fost unul dintre starurile perioadei interbelice, fiind fotbalistul cu cea mai ridicată medie de goluri, 0,83 per meci, peste Bodola, 0,73, Dudu Georgescu, 0,68 și Gheorghe Hagi, 0,63 din istoria României. Acesta s-a născut pe 26 septembrie 1909 la Dumbrăvița, în Austro-Ungaria, și a murit pe 7 aprilie 1944 la Târgu Mureș. A fost quadruplu campion național cu Ripensia Timișoara și de două ori câștigător al Cupei României ca jucător. Ca antrenor a câștigat atât campionatul cât și Cupa României cu CCA București. Poreclit calul pentru alergarea sa în galop, s-a consacrat pe postul de extremă stânga, post pe care a evoluat și în echipa națională, cu care a participat la două turnee finale ale campionatului mondial în 1934 și 1938 și la 5 ediții ale Cupei Balcanice. Din păcate, acesta este un top care nu se va modifica prea curând. Bolile bifate de jucători amintiți
par imposibil de atins de actualii fotbaliști români într-un moment în care sportul rege din România se află în moarte clinică.